Ți-e frică de retrogradarea lui Dinamo? Te gândești obiectiv vorbind la lucrul acesta, că ar fi posibil? În situația în care sunt ei acum, te gândești la orice, că nu știi ce se poate întâmpla. Dinamo e pe loc retrogradabil, până la urmă. Da, asta este dureros, că este acolo și dacă este pe locul acesta, te gândești la ce e mai rău. Nu știi dacă se va schimba ceva. Îți dai seama ce ar putea însemna un loc de baraj cu una dintre echipele, că ai văzut și pe la Liga 2 tăia capul, adică poate fi oricine, ce ar însemna un Dinamo Petrolul, Dinamo Rapid, Dinamo Cluj. Nu mai e sigur de nimic. Exact. Păi asta este cel mai dureros, că pe când jucam eu la Dinamo te gândeai cu cât să câștigi, nu te mai gândeai să pierzi meciuri. Adică... Și ce dezastru era dacă cădeai o poziție, din loc de 2 erai pe 3 sau din loc de 3 pe 4. Nu exista atunci, erau ședințe peste ședințe și nu mai ridicai capul din pământ, dar acum e o situație total schimbată, e foarte, foarte ciudat ceea ce se întâmplă la Dinamo și că noi, dinamoviștii și toată sfera dinamoviștii, să ne gândim, ne trece prin cap că ar putea Dinamo să cadă în Liga 2. Asta e dureros. Da, da, știi cum e, că în momentul de față n-ai bani, că vorba ta, suporterii fac ceva remarcabil, dar până la urmă o să se oprească și chestia asta, n-ai de unde, nu e un sac fără fund. Exact. Doi la mână, n-ai oameni din istoria lui Dinamo care să fie alături de club, l-ai pe Mulțescu, ok, dar cam atât a mai rămas în club. Contează și asta, cred că contează să responsabilizezi fotbaliștii, când vezi, cum spunești tu, vedeai oameni importanți în echipă. Și în jurul clubului, cred că contează să ai oficiali care au însemnat ceva. L-au îndepărtat pe Dănciulescu, de exemplu. Asta m-am spus și eu, contează foarte mult ca pe lângă echipă să fie oameni cu adevărat dinamoviști, care să simtă ce înseamnă Dinamo. Uite, dacă... nu să ia licența, mă refer, adică să facă dosarul, să stea relaxat până în aprilie sau să se grăbească astfel încât să aibă și pentru Europa licență? Cred că mai bine s-ar orienta spre Liga 1, să zic așa. Adică să fie liniștiți la Liga 1. Să fie liniștiți, da. Și după aceea, dacă totul va decurge așa cum își doresc ei, să... se gândească și să avanseze cu... Dar e greu, pentru că suporterii ok, ei aduc, țin acest club, dar la Dinamo trebuie bani. Trebuie bani mulți dacă vrei să ai performanță și vrei să faci ceva la Dinamo. Nu poți doar din gură și suporterii ok. Ei încearcă să ajute, dar din punctul meu de vedere nu este de ajuns. Nu este de ajuns, îți trebuie un investitor, sunt de acord cu tine, dar uite că e această problemă cu Cortasero care se tot prelungește. Tu dacă ai fi investitor și ai vrea să vii în fotbal, ai venit știind că, ok, PCH-ul are control asupra clubului, dar e un control care, uite, chiar mâine dimineață poate să dispară. Este acest proces la tribunal. E clar, dar atunci când nu ai stabilitate și nu știi exact care este situația în momentul de față, n-ai cum să te duci la un club să investești niște bani doar pentru că iubești clubul acesta. Adică mi se par niște, nu vreau să zic bani aruncați, dar ok, iubesc clubul, aș investi, dar măcar să știu că există ceva pe termen lung și știu că corect, există stabilitate. Adică nu să dau niște bani și după aceea să vină acest domn și să tragă banii aceia și să facă altceva din ei sau... Da. Nu știu, mă rog, nu știu exact care sunt problemele într-adevăr la Dinamo, dar știu că există acest domn care... Băi, că dacă îți propune Dinamo vino director sportiv, ai accepta? Pentru Dinamo aș accepta orice, pentru că ți-am zis, Dinamo pentru mine e o a doua casă. Acolo am, cum am zis, acolo am crescut, da. De aici m-am format. E normal... ca și dinamovist, să-mi doresc să fac ceva pentru Dinamo. Mi-aș dori să merg pe calea asta a antrenoratului. Sunt dispus să lucrez și să accept critici și mi-aș dori să fiu la un moment dat antrenorul lui Dinamo. Deci te gândești, nu știu dacă ești băgat la vreo școală de antrenori sau ce, te gândești să te înscrii sau da, ești? Da, da. Din vară am avut discuții, deja sunt pregătit. Deci ești hotărât pentru asta. Sunt hotărât, da. Da. Că ai destui cu foști colegi din generația cu tine care deja antrenează, uite și bratul, poate e o variantă să...
Da, vedem dacă mă descurc. Exact. Nu cred că te descurci, dar ce ciudat e cu licențele astea, vor trece mulți ani până vei avea licența de antrenor. Mă refer licența pro. Da, sunt niște etape care trebuie să parcurse. Trebuie să dai cu piciorul minge pe acolo, să te vadă la federație, că știi să dai cu platul, știi să dai pe exterior. Astea sunt etapele care trebuie să parcurse și nu poți să le sari. Chiar dacă ai făcut toată viața fotbal, acum nu mai ești fotbalist, ești fost fotbalist și vrei să devii antrenor. Nu sunt întru totul de acord, dar ăsta este cursul vieții și trebuie să... Știi mergem că pe etapele Gică acestea. Popescu a refuzat să dea la poartă de la 30 de metri. A zis că îi se pare jignitor. Da. Ce pot să mai zic acum? Ar mai fi multe de spus pe chestia asta? Nu ar mai fi multe de spus, dar... Corect. Dacă trebuie, o să le fac. Exact. Păi suntem foarte prinși cu magazinul unde ne bucurăm de un real succes. Cu construcțiile... Merge și o pandemie? Merge online. Oricum avem un showroom unde se poate veni numai pe programare, adică nu... Cum e că mai pe programare? Adică eu dacă sunt în stradă acum și vreau să vin, nu mă primești? Dacă avem pe cineva în magazin, nu. Cu părere de rău, nu. Mersi, bine că știu, deci nici nu mai vin. Cu părere de rău, nu, pentru că încercăm să dăm cât mai multă atenție oamenilor în magazin, adică să le oferim timpul necesar pentru... a nu forma nicio aglomerație și să evităm... Asta e interesant. Să evităm contactul cu cât mai multe persoane. Deci dacă vreau să vin să-mi cumpăr ceva de la voi, te sun înainte. Cu cea mai mare plăcere. Am înțeles. Bun, mă bucur că îți merge, chiar vorbeam înainte de asta și nu facem reclamă. S-a creat așa un fenomen cu hainele pe care tu le comercializezi din fotbalul românesc. Am văzut, cred că 90%, 80% din fotbaliștii din Liga 1 îmbrăcați cu haine Arcalei, se cheamă, nu? Da, Arcalei se cheamă magazinul. Este un brand italienesc și nu numai cei din România se îmbracă, cam toți fotbaliștii din Italia, fotbaliștii mari, vorbim de Lukaku, El Shaarawy, adică Nainggolan, sunt foarte mulți care se îmbracă cu acest brand. Este un brand care ne reprezintă în primul rând pe mine și pe Alexandru Becaparco, pentru că de asta am și Ținut Express să-l aducem în România. Ne bucurăm că și fotbaliștii români și cei din campionatul nostru se bucură de aceste haine pe care noi le aducem și suntem foarte mulțumiți, atât noi cât și ei. Nu te întreb sume, știi cum e, noi ziariștii mergem mereu către salarii, chestii. Câștigați suficient astfel încât ați putea din afacerea asta să aveți un trai decent fără alte afaceri imobiliare și așa mai departe, dacă ar fi să ai doar business-ul ăsta? Da, se poate trăi, depinde cum vrei să trăiești. Adică dacă ai un... bine, nu se compară cu ceea ce câștigam din fotbal, asta este clar. Dar ca și trai este ok. Bun. Hai să trecem la fotbal, îți dai seama că n-ai cum să scapi, subiectul principal este Dinamo, cum spuneam, ce să-ți facă că ai jucat la Dinamo. Cum vezi situația actuală din Ștefan cel Mare, comparând cumva și cu perioada în care tu jucai acolo și, cum spuneam, ai câștigat titlul de campion? Nu prea putem să comparăm ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi la Dinamo, pentru că, cu părere de rău, e din ce în ce mai rău și din ce în ce mai... Creu găsești oameni care să vină să investească la Dinamo. Vedeți și dumneavoastră, adică au venit niște oameni care au spus că o să rupă, o să bage bani, o să Dinamo o să reînvie și e din ce în ce mai...